Mamă, bă, deci pe bune mă enervează chestia asta, mă enervează la maxim. Și nu știu ce are. Gata? A luat-o acum? Ne auzim? Suntem totul în regulă? Acum te auzi? Hai să vedem acum toată lumea, acum te auzi? Mamă, frate, nu știu ce s-a întâmplat, frate, astăzi cu OBS-ul, cu stream-ul, nu înțeleg ce s-a întâmplat, chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat, nu mai mergea nimic, deci nu mai mergea microfonul, nu mergea nici live-ul, nu puteam să-l pornesc, nu puteam să fac nimic, n-am nici cea mai mică idee ce se întâmplase. Masculin, bă, nu știu, deci, cred că cel mai ciudat s-a întâmplat acum de când așa. Mă știu eu. Ia zi ceva, te rog. Gen ceva. Bun. Nu știu, bă, am încercat să pornesc stream-ul, nu vreau să-mi pornească stream-ul. Microfonul nu mi-l detecta. Nu știam nimic, frate, nu știam nimic din ce se întâmplă. Nu știu, e super ciudat. Astăzi niciodată mi s-a întâmplat chestia asta. Se mai întâmplă gen faze din astea gen. Doamne, lasă-mă că am nebunit, am început toți de pe live acum să gen. Da, știi? Dă-te, bă, din potecă, fraiere. Ia uite, băieții, ce găsește băiatul vostru. Mamă, frate, ok, băi, fraților, vă salut pe toți. Am luat-o puțin așa pe arătură cu începutul live-ului, pentru că nu prea funcționa. Nu știu, chiar nu știu de ce nu a mers și de ce nu-mi pornea ăsta live-ul. Nici microfonul după aia nu mi-a pornit. De ce? De ce? Nu știu, de ce mi se întâmplă mie toate chestiile astea? Când vreau și să fac un live, frate, facem și noi live. Exact vinerea, frate, se întâmplă chestia asta. Aoleu. Stați să vedem aici. Da, e vina lui Geo, frate. Pe bune, e vina lui Geo. Ce vreau să facem, fraților, în modul ăsta? De fapt, astăzi, ia uitați ce avem noi aici. Avem 3 capete de Wither. Avem 3 capete de Wither, frate, și iar mi-am lăsat Angel Ring aici. Să mi știi când ai venit pe live la mine? Da, frate, mi-aduc aminte. Da, foarte, foarte tare. Da, fraților, băgăm o tură așa de beatbox de început pentru că ni s-a stricat așa totul la început. Nimic nu voia să meargă, nimic nu voia să fie cu noi. A zis, cred că era supărat YouTube-ul că am făcut live în fiecare zi, nu? Cred că era supărat că am bătut în fiecare zi, că am bătut în fiecare zi, lol. Că am făcut live în fiecare zi, așa că... Aia este, fraților. Vreau să batem în live-ul de astăzi Wither-ul. Vreau să batem Wither-ul pentru că am nevoie de chestia asta, am nevoie de Quarry. Trebuie să facem un Quarry, să-l punem în funcțiune foarte, foarte bine. Și hai să vedem ce îi dăm bătaie aici. Am capetele astea, trebuie să mergem după Soul Sand, să vedem dacă, să văd dacă am, uite, am 4 bucăți aici. Și... ești țavă, da, frate, ești țavă, mersi foarte mult. Nu, n-o să pun aici, n-o să-l pun aici, glumeam, bă, să vedeam doar să văd așa ce reacție aveți. Face cineva acolo, băi, Sammy, ce faceți, pui Wither-ul în casă, da, frate, o să punem Wither-ul în casă. Nu știu de ce, dar dai delay-ul foarte, foarte mic. Și hai să le facem un loc, unde să punem... unde să punem unde să punem ăsta Wither-ul, ia să vedem. Repar armura, bă, o să o reparăm. Ce am pierdut? N-ai pierdut nimic, ai pierdut doar că era să-mi bubuie live-ul. Nimic nu era cu noi, stai să dăm așa time set day. Să-i batem Wither, da, batem Wither-ul. Neapărat trebuie să batem Wither-ul. Și hai să... Unde să batem Wither-ul? Ia ziceți, unde să batem Wither-ul? Cred că îl batem în... să-l batem în Nether? Asta e nou.
Este nouă, bun, gata, am început și eu live acum, bă. Ai început și tu, bă? Am început și eu, dar nu știu, mi s-a stricat totul, bă, mi s-a stricat tot canalul de YouTube, nu știu. Se mai întâmplă, bă. Ce știu, mă atacă ăla. Bă, lol. Bă, pe aici nu-i nimic, ok. Bă, am niște persoane așa nașpa, bă. Deci, atent, eu trebuie să bat Wither-ul acum, știi? Și am întrebat, bă, unde să bat Wither-ul? Și eu mai fac cu cineva pe seria asta, știi? Mai am cu cineva casă. Gen, el are casă separat, eu am casă în altă parte. Gen, exact, gen. Gen, are casă, gen, știți, separat. Și am întrebat, unde să bat Wither-ul? Și mi-a zis să-l bat la el în casă. De ce? Nu fiți așa răi, frate. Gen, să facem acolo, gen. Jocul. Hai. Și modul prezentat ieri, da, mă joc pe modul pe care îl pe care am prezentat ieri pe un video. Pe video era, să zic, nu știu de ce. În video. Mamă. Nu cred că cea mai bună metodă, adică noroc că am fly, știi? În nu Minecraft trans... Bă, da, chiar asta cu fly. Chiar am avut un mic drop frame din ăla, ma, gen drop frame din ăla, se blochează jocul. Stai puțin, că am Wither-ul ăsta aici și n-aud nimic. Se bate Sunny cu Wither-ul, bă, băi, zău. După aia o să vreau puțin mai tare să... Mamă, nu! Pe biciclienții, să-ți transferăm pe biciclienții aici, bă, biciclienții e calul ce-mi suprem. În sensul că... Nu o să mor! Hai, ne luăm, ne facem repede HP-ul. Și hai să-i dăm bătaie. Hai că îl batem. Încă puțin. Oh. Bun. Așa, stai puțin, acum te aud mai bine, în sfârșit. Salut. Care e ideea cu drop frame-urile? Am impresia că se generează chestii. La tine? Pe hartă. Și da. Ai câteodată drop frame-uri din alea așa micuțe? Da, masive, gen. A, gen masiv și se blochează o secundă, nu? Da. Se generează structuri, asta înseamnă. Poftim? Zic, se generează structuri, așa știam. Ok, câți RAM ai alocați? Nu cred că am alocat mulți. 4. 4? Ești sigur că sunt 4? Fii atent, te uiți la F3? Știu, aloc. 2, gen 2700, adică vreo 3 giga. Fii atent, când se blochează, să te uiți acolo dreapta sus dacă îți trece peste bara aia, știi? Mhm, mhm. Dacă îți trece de bara aia, înseamnă că trebuie să aloci mai mulți RAM. Uite, eu, de exemplu, am 6 giga alocați pe un mod și uneori mai face câteva faze de astea. Ah, da, lol, nu știam. Nu știam treaba asta. Asta e tot timpul în Minecraft modat. Deci Minecraft modat nu se bazează pe placă video, nu se bazează pe nimic altceva, vrea decât pe puțin pe procesor și pe RAM. Asta e tot ce trebuie. Puțin mai mult pe RAM, da. Mamă, deci acum știi ce fac? Asta îmi place mai mult, dar facem un quarry, știi? Quarry-ul, frate, mamă, quarry-ul, facem un quarry. Ăla să mineze singur. Exact, mamă, deci stai la quarry-ul ăla liniștit, știi? Exact. Mamă. Dar e ca lumea rău un quarry, știi? Mhm. Și în Minecraft, și în Minecraft normal să-ți bagi așa un quarry, mamă, cum ar merge, știi? Să stai, să nu mai minezi tu. Știu că am prezentat eu într-un video, făcuse un tip one command, știi? Așa, cu command blocuri? Da, cu command blocuri și bă, ăla făcea, frate, se ducea, n-avea treabă. Dar avea o mică problemă, gen. Așa zic. Avea o mică problemă, dacă făceai quarry-ul destul de micuț, gen sub 10 blocuri. Așa. Lățimea și legimea sunt 10 blocuri, rata câte un layer, știi? A, deci trecea peste un layer. Peste un layer, dar la modul că lăsa ultimul bloc din layerul respectiv. El lua tot layerul, dar lăsa doar un singur bloc gen rând, știi? Da, ce am mai văzut foarte mult, nu știu, dar e un video pe YouTube în care ăștia au făcut un sistem de redstone, gen quarry. Gen. Nu, că tu mi l-ai băgat în cap pe gen acum, lasă-mă. Quarry cum, în vanila? Da, în vanila. Numai din... cu TNT-uri? Da, cu TNT-uri și pistoale. Cu pistoane, ce pistoale? Cu pistoale, pac. Îmi pușca acolo cu pistoalele, pac. Gen sub 10 blocuri. Mamă, bă, frate, dar acum... Acum toată lumea a luat-o gen, ăsta o să fie hype-ul gen, știi?
O să stea toată lumea acum să rumege fiecare cuvânt pe care îl spun. Exact. Gen. Nu, de ce mă atacă ăsta? Înțelegi? Doamne. Dar unde a fugit mă Zuzu? Cred că se joacă CS, a intrat la un meci de CS. Dacă nu mă înșel. Da, parcă așa zis că mă bag la CS. Mamă, așa îmi place Angel Ring-ul ăsta, deci e tata lor. Nu știu, frate, eu mă distrez pe aici, mă plimb, n-am nicio treabă. Gen, 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 gen. Gen Eugen. Gen Eugenie. Aoleu. Joci LOL cu mine, eu nu mai mă joc LOL de nu știu cât timp. Hai că explorăm și noi, fraților. Să explorăm și noi modpack-ul ăsta. Bine, modpack, pui mii. Bă, ia stai să verific dacă am și o quirk aici. Bă, am și o quirk în modul ăsta. Da? Da, mamă, deci e rupere cu modul ăsta. Nu știu, văd că sunt pe aici ceva tile-uri invizibile. Mhm. Ce modpack este? Este modul quirk, uite ăsta de aici, quirk. Bă, nu știu, ce părere ai în Minecraft Vanilla să-ți bagi minimap? Adică să joci cu minimap, cu journeys map. Nu știu cum, nu știu ce să zic, adică e ok, cred. Pe mine e cel puțin care n-am probleme cu orientarea, nu prea mă ajută, pentru că mă orientez destul de bine în joc. Nu-i vorba de orientare, mie tot mi-a plăcut, nu, vreau să zic gen. mi-a plăcut să-mi pun waypoint-urile alea, știi? Da, waypoint-urile, să le vezi. Da, waypoint-urile, da, seala am acolo tot timpul, știi? Băi, nu știu, eu mă orientez destul de ok în joc și n-am probleme. Și nu știu. Cum a fost? Acum fiecare... Spune. Spune. Nu, vreau să zic, mă întreba cineva cum a fost ziua de azi, vreau să zic că începe să fie din ce în ce mai nașa, pentru că live-ul nu voiam să pornească și... Asta e, mă, se mai întâmplă. Bă, bine că l-am pornit totuși, asta este. Și că explorăm modul. Păi dacă mă duc acum să minez pe aici, pe undeva, o să vezi că găsim chestii din modul respectiv. Și oricum, v-am explicat, am găsit un treasure din ăla, un chest din ăla nebun. Eu vreau să caut, vreau să caut tot asta de pirați. O barcă de pirați? Acolo o să găsești chestii șmecheri, o să găsești fireball-uri dacă nu mă înșel. O să ieși cap de, de-aia zic cap, doamne, mască de-aia de pirat sau pălărie de pirat. Da, 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 pălăria de pirat, mamă, e șmecheră. Fii atent, mă întreabă cineva, ci că, bă, cu cine vorbești, care e vocea lui Ganicus? Chiar no, cu el. Chiar cu Ganicus, Ganicus în carne și oase. În carne și oase, gen. Gen. Caută Elytra, nu are rost să căutăm Elytra pentru că avem Angel Ring-ul, zburăm fără probleme. Am găsit un sat și în satul ăsta ce crezi? Avem și fierărie. Da, în fierărie nu e nimic bun. Aoleu, doamne. Băi, fraților, încă puțin și facem 500 de like-uri, suntem 1000 de persoane pe live, fraților, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Ce facem acum? O să facem un query ca să minăm totul automat, ca să nu mai avem probleme cu nimic, pur și simplu cu nimic. Deci pur și simplu să stăm normal și să ne mineze totul singur. Asta ar fi super, super tare. Bun, trebuie să facem... Bă, știi ce e cel mai greu? Că trebuie să mă duc după mina diamante. Eu sunt în Minecraft modat, am tot ce-mi trebuie, am fly, am tot ce vreau. Și trebuie să mă duc după mina diamante. Câți rămi ai? 16. Doar 16. Pe ce? Că de 16 nu cred că ai nevoie de mai mult de 16. Nu, e imposibil să ai nevoie de mai mult. Aloci maxim 8. 8. Păi, jumătate din ei maxim îi aloci. Da, exact. La Minecraft, știi? Niciodată n-am alocat mai mult de 6 giga Minecraft-ului. Păi chiar dacă e mutat, chiar dacă nu. Eu de obicei pe Minecraft normal dau 4 giga, că na. Pe Minecraft-ul vanilla? Da, de ce nu? eu las vanilla 1 giga. Nici mai mult, nici mai puțin. Eu îi dau gen 4 giga, gen, știi? De ce are acolo? Ha, nu mi s-a părut. Ganicus e cu tine în serie? Nu este cu mine în serie. Ganicus se joacă... Eu sunt aici pe da, single player-ul meu. Cel de toate zilele. Ganicus, du-te pe apă că așa o să găsești pirați. Da! Mergem pe apă să găsim pirați. Pirați, da, pirățoși.
Bă, noi am mers destul de multicel, zic eu. 7000 și ceva de blocuri e destul de multicel. Și ai litra, nu? Bă, merg destul de ok cu elitra, auzi. Eu mă descurc destul de bine cu elitra. Mamă, de ce mă așteptam să găsi așa repede? Ai găsit diamante? Da. Bravo. Bine, știi cu ce am noroc, știi Tinkersu. Na, bine, am noroc cu ciocanul ăla de minează 3x3, știi? A, păi mersi, frate. Păi eu merg aici, zici că-s drill. Păi, normal. Ai ratat în deșert. Ce am ratat în deșert? O, fraților, și-am făcut 500 de like-uri și suntem 1000 de persoane, 1027 mai exact. Super, super tare, fraților. Aia este, fraților. Trebuie să ne punem și Fortune pe pic dacă mai avem modifier. Ia să vedem. Uite. Fortune pe pic. Fortune. Pe pic. Doamne. Și că zi pompierului că nu-i merge live-ul. Hey! Cum să nu meargă? Merge. Că e la intervenție. Da, mă, deci acum am început toată lumea cu dume cu pompieri, toată lumea e așa, știi? Păi, normal. Salut, Izabela! De ce vorbești cu Sami? De ce sunt... Doamne. De ce vorbești cu mine, mă? Da, de ce să... Nu vorbesc? Sami? Serios. Ziua mileniului 5, încă caută mesa-ul. Da, mai totuși ai găsit mesa? Am găsit mesa, dar știi cum l-am găsit? Nu l-am găsit la 50.000 de blocuri la cât am mers eu. Cum? L-am găsit... Pare bă, era lângă casă. Când mă întorceam. Ai de mine. Uite, eram... vezi, pentru asta ar fi foarte bun minime pun vanila. Pentru asta ar fi extrem de bun minime pun vanila. Că poți să vezi... Vezi pe unde te-ai dus, pe unde poți să te întorci, ce zone n-ai explorat. A, da, chiar, da, uite, să știi că chestia asta e bună. Să te uiți pe hartă așa, să dai zoom out, știi, și să vezi unde te-ai dus. Bă, să știi că e interesant. Poți să încerci, eu zic că ar fi super. Super, super. Mm-hmm. Super, super. Gen ar fi super. Mersi, wow. Sami. Mersi, Sami, pentru că ai fost pe la... Cu plăcere, frate, Tony. Dol. Ia uitați voi, fraților. Vedeți biomul ăsta de aici? E full de granit ăsta, nu? Sau e granit? 5 bucăți? Mamă, da, în sfârșit granit. Am făcut quarry-ul, mă, deci am bătut wither-ul, da, am bătut wither-ul. Dar cu ce se face quarry-ul? Ai nevoie de stone bird din extra utilities, endstone și netherstar. Netherstar-ul era cam cel mai greu. Și după aia trebuie să faci 6 bucăți, dacă nu mă înșel, de... niște blocuri care necesită endrod, știi? Mamă, și am nevoie de și mai mult diamant. Nu! Sami, poți să-mi dai numărul tău de telefon în caz de orice? Da, în caz că o să ai vreun incendiu, sigur o să ți-l dau, să mă suni. Doamne. Tu unde stai, mă, Sami? În Timișoara. A, da, și el stă în București, de exemplu. Da, Sami ia vină din Timișoara, îmi arde casa. Îmi arde casa, exact. Ai de mine. Sami, uite-te la scările din mină, că este diamant. Ăla nu cred că e diamant. Cred că l-aș fi văzut dacă era diamant. Hai să ne întoarcem. Da, mă, așa fac și mie oamenii. Vezi că era ta nu știu ce. Când mă întorc, nu era. Era... Da, uite pe scări. Eu, de exemplu, am aici în modul ăsta. Modul ăsta se numește Quantus, știi? Uite, ăsta de aici cred că ai zis tu. Ăsta este lead, dragule, vezi? Lead. Arată ca și diamond-ul, dar este lead. Dragule. A, și ăsta e tin. Poate pe ăsta l-ai confundat. Mă, nu știu, uneori mai am așa niște chestii ciudate cu Minecraft-ul. Dacă dau de mouse, parcă e așa prea mult. Mai mult decât trebuia să ducă, știi? Nu se întâmplă niciodată? Nu. N-am pățit, ca sincer. Ca și cum aș avea accelerare în mouse, știi? N-am pățit, sincer. Dă-te, bă! Nu mă lovi, nu mă lovea. Nu mă lovea.
De ce nu faci o serie cu Ganicus? Băi, poate o să facem un SMP ceva, nu știu, vedem, vorbim. De-aia suntem noi. De-aia suntem oameni. Normal. Să discutăm și să vorbim. Gen. Gen. Da. Hai bă, diamante. Am avut așa noroc cu diamantele la început și acum abia de mai găsesc. Televizor automat în Minecraft. Ce să faci? Televizor automat. Televizor automat. Păi dacă e televizor, cum îl automatizezi? Ce să mai facă? Nu înțeleg. Să intre singur pe YouTube. Ganicus. Scaute și gaunul cu zăgărul la search bar. A, da mă, știu că am mai făcut unii cu televizorul sau ceva de genul ăsta. Dar da, ăla cred că era... Era ceva un video pe YouTube. Era mod. Cred că era un mod ceva. Sau ai văzut ăla când se suna un real life, știi, ăla de era... Ah, Captain Sparkles. Da, exact, Captain Sparkles. AT-AT-ul parcă de la... Da. Dar nu, chiar nu înțeleg, bă, pe bune, nu înțeleg cum a fost făcută toată chestia aia. Bă, parcă explicasele la un moment dat, nu mai știu. Chiar nu mai țin minte. Fraților, încă 400 de like-uri și facem 1000 de like-uri, suntem 1200 de persoane pe live. Mamă, cât de tare, fraților, așa ușor ne strângem din ce în ce mai mult. Și uite că minăm și noi acum mai mult ca să căutăm diamante, de asta minăm acum. Și că du-te și fă-i raid lui băiat aici, vrea să se lase, fii frumos să-l încurajezi. Du-te, bate-l pe umăr. Da, frate. Și mi se pare baiurea. Că duci și încurajează că se lasă. Mă, dar greu se găsesc. Bă, de ce sunt la Y29? Dacă vrea să se lase, e alegerea lui până la urma urmei. Da, normal, fiecare face ce vrea, nu? Trebuie să vin eu să-i zic, a, nu te lăsa, nu. Deci eu până acum am minat la diamant, după diamante la levelul 29 și mă miram de ce nu găsesc. De ce nu găsesc diamante? Și mă enervam, gen. Nu, fără gen. Aolea, Sami. Doamne. Băi, deci eu aseară m-am culcat la ora 2, frate. Și eu m-am culcat aseară la ora 2 pentru că... Nu la 2, m-am culcat pe la 3. M-am culcat la 2 și m-am trezit la 6, frate. M-am la 6? Da, sunt rupt. Fai de mine. Nu pot să mai... Nici nu pot să... Nu pot să gândesc. Mă gândesc. Nici nu pot să mă gândesc, nici nu pot să fac nimica. Gen, da. De dimineață era mai ok, știi? Adică puteam să mai vorbesc mai una alta, dar acum sunt rupt de realitate, nu mai știu. Nu mai știu ce e cu mine, cred că, nu cred, ci am ochii roșii 100% mie. Păi tu, după ce termin live-ul, tu cu siguranță te pui în pat puțin, că hai să văd și eu cum se simte perna aia. Păi moale, nu-i moale, poc! Păi să știi că o să, cred că o să închid live-ul acum, pentru că sunt rupt. Ești rupt? Gen. Gen, ești rupt. Da, nu știu, nu mă simt în stare, mă simt moleșit rău de tot. Bă, știu cum e, gândește-te, eu eram odată, mâncasem foarte multă înghețată și mă durea gâtul și nu puteam să vorbesc, gen, nu puteam să vorbesc, știi? Gen. Era super ciudat. Bă, fraților, da, ce pot să zic, cam asta a fost live-ul, știu că n-a fost unul foarte, foarte interesant, sau n-am făcut noi foarte multe chestii pe acest live, dar promit că o să mă revanșez față de voi și o să facem chestii șmechere. O să mai facem și videoclipuri mâine, înțelegeți voi. Da, cam ăsta a fost live-ul, ce pot să zic, intrați la Sami, că face Sami live. Intrați la el. Și dați acolo un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Și la mine la fel, like, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Știți care e povestea? Povestea se la vie. Așa, comment ça va, se la vie, mă rog, înțelegeți. Da, păi ce se poate zic, ne vedem și ne auzim mâine, la un live mâine. Vedem tot, noi, tot hai. La 4? Da, tot la 4. Atât. Hai, ne vedem la Sami. Ceau, pa. Și pe mine o cheamă Adi. Băi, frate, super tare. Sami, eu am venit de la Ganicus. Băi, mersi foarte mult, băi Adi. Nu pe vă. Și eu cum pot acum. Fiecare cum poate, nu? Băi, n-aveai ciocanul indestructibil? Băi, aveam ciocanul indestructibil, dar... Nu pe seria asta.
Ciocanelul indestructibil. Mamă, eu aseară n-aveam niciun clip filmat, știi? Și trebuia să vină cineva să-l ajut să încarci niște mobilă. Și pe lângă că mi-a dat cu mobila pe deget, gen mi-a aruncat mobila pe deget și mă doare degetul ăla pe care îl țin pe W, mă doare extrem de tare și sunt foarte obosit. Da, trece. N-am găsit niciun diamant, frate. Dar nu o găsiți eu mai devreme. Ba da, am găsit, dar doar 6. Am nevoie de... Trebuie să fac câte un pickex pentru fiecare bucățică din cori. Și am nevoie de 6, deci 6 ori 6, 36. Fire intervention. Era să-i dăm acum o mare intervenție. Între 9 și 12 se găseau diamante, nu? Dar la ce între, Y cât, ești? Între ce? Stai că n-am văzut. Între 9 și 12 Y se găsesc diamante, nu? De la 16 în jos de obicei, dar cel mai mult de la 9, da, 9, 12. Da, și eu știam că tot la 9 se găsesc. Nu știu, vedem, o să ne punem aici un waypoint și după aia o să ne teleportăm. Oricum, eu minez acum 8, 9 și 10. Deci, asta, suntem aici ca râmele, fraților. Mamă, deci abia aștept să găsesc diamantele. Sau nu pot ia să vedem dacă este vreo altă modalitate. Că toți suntem pe Minecraft modat. Suntem pe Minecraft, da, poate este vreo altă modalitate cu modurile astea să găsim diamante, nu? Să găsești diamante cum prin moduri? Da, să le craftezi. Uite, de exemplu, este cu Flawless Calculator. Uite, dacă este asta, nu știu cum se folosește. Bă, parcă puteți să faci. Da. Compresor. Coal chunk. Bă, ce interesantă e chestia asta. Compresezi căulul și din căul îți dă diamant. Bune? Da, e un mod mai interesant, nu știu, mă joc acum. Și eu, cică, dacă gold plus gold împărțit la gold plus gold ar trebui să-mi dea diamant. Ce? Nu știu. Calculator. N-am făcut în viața mea așa ceva, nici nu știu ce e chestia asta. Cu cine ești pe Discord? Suntem cu Ganicus pe Discord. Hai, dați-mă cu diamondul. Dați-mi și mie niște diamonduri acolo să fim și noi mai fericiți. Bacalo, papito. Greu cu diamantele astea. Mă așteptam să găsesc mai repede, ținând cont că am dita mai ciocanul cu care sparg aici în continuu. Dar nu, se pare că nu mă ajută. Ciocanelu. Hai să punem waypoint, acum punem mină, dăm save și ne teleportăm la hai să ne teleportăm la mașinării. Și de aici ne reparăm înapoi ciocanul. Dita mai ciocanuți. Fură diamantele lui Geo. Bă, de ce să-i fur diamantele lui Geo? Bă, m-am întrerupt cumva acum? Te-au zis puțin întrerupt, dar e ok. Dacă am simțit și-o puțin. Păi, fraților, dacă vă place Minecraft-ul modal, fraților, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că ăsta este main-ul nostru, Minecraft-ul modat. Cred că mă pun din greșeală pe Mood și Diffen, că am hotkey, știi? Cred că da, dar să te auzi așa. Că m-am uitat acum pe live și nu se... Ia uite-l, mă, pe Andreiuțu, mă, ce s-a băgat el pe... Man. Pe ce s-a băgat? Pe Mut. Pe Mut? Ah, încă e în confă? Da, gen, încă e în confă. Aplaudă cu o palmă. Bă, uite-te pe live acum, fii atent, uite-te pe live. Stai. Oricum poți să dai în spate, fii atent. Asta e pentru că o să strângem, mai avem... Pentru că suntem 1600 de persoane pe live, fraților, și încă 100 de like-uri și facem 1000 de like-uri. Acum o să bătem așa, o să dăm o aplaudă. Asta se numește o aplaudă, frate. O aplaudă, doar cu o singură mână. Da, nu știu, e foarte ciudat. Mie, deși, hai să spun cum am văzut chestia asta. Eu când eram mic, mi se părea ceva normal să pot să aplaud cu o palmă, știi? Ia să vedem dacă Geo are... Are Geo... Geo... Diamante? Mamă, un singur diamant.
Bă, Geo, m-ai dezamăgit. Are fortune? Nu are. Te-am găsit în sfârșit, nu știam cum să te caut pe YouTube. Sami. Trebuie să ne punem acum niște Sammy. Fortune. Niște fortune ne punem, că mai avem un modifier, mai avem un modifier rămas și am putea să ne punem cu lapis. Știți că dacă punem lapis pe pickaxe din modul Tinkers, ne dă luck, deci ne dă fortune. Da, un fel de fortune și parcă puneai cu ceva mâzgă din aia, mușchi sau mâzgă, nu știu cum se numea. Mending moss. Da, moss, așa mă. Da, mending moss și îți dădea, cum se numește, îți repara, exact. Până acum nu cred că era mending-ul pe Minecraft. Când s-a băgat mending-ul? Recent. Că asta știu recent. Și eu, că eu îl știu din Minecraft-ul modat, știi? Dar nu știam că... A, cu mult mai târziu decât... Da, exact. Tinkers-ul. Ei, oricum, toți ăștia din Minecraft au făcut, au luat multe chestii din moduri. Că oricum, caii, de exemplu, caii din Minecraft sunt luați din moduri. Chiar și tipul care a făcut modul ăsta cu caii pentru Minecraft a primit credite la sfârșitul jocului. Deci mi se pare foarte tare că au început în sfârșit și 1.12-le. Am văzut pe Reddit că barul ăla, știi? Bara aia cu recipe-urile, când apeși E și ai cărticica aia verde, aia am citit că tot din Minecraft moda s-au inspirat și mi se pare foarte tare că ei ascultă, știi, de comunitate. Păi, haideți. Și mie chiar treaba asta. Bă, da, greu se găsesc diamante, nu mă așteptam, bă, se găsesc așa greu. Am găsit doar 6 la început și după aia atât. Hai să mai urcăm așa un nivel. O mai luăm un nivel în sus. Să fiu măcar la nivelul 12. Să-mi arate acolo pe minimap că-s la nivelul 12. Și acum îi dăm așa bătaie. Ai trecut de diamante. N-am trecut de diamante. Le-aș fi văzut, clar le-aș fi văzut. Deci gândiți-vă că noi dacă facem core-ul ăsta, după aia tot o să ne fie foarte, foarte ușor. O să fie extrem de ușor. Uite, a intrat Roni pe server. Da, am văzut că a intrat Roni pe server. Aștept să Ronica. Da, l-am găsit pe Ronica în serie, știi, să învețe și el Minecraft modat. Bă, mă gândeam că nu așa, poate mai creștem și noi comunitatea de Minecraft modat în România, știi? Că nu suntem chiar așa mulți care. Ce? Am văzut niște poze. Bă, deci atent, ieri când s-a trimis mesajul ăla, mă uitasem la primul mesaj pe care ți-l trimisesem și văzusem video-ul ăla. Ia să văd mesajul, ia. Deci văzusem video-ul ăla și mi-aduc aminte că eram cu tine cu cafea în confă și cred că cu Gami. Și v-am dat video-ul ăla, mamă, frate, deci... Mor! Deci mai ții minte? Da. Nu, că chestia aia pe care te-am întrebat, sau chestia care te-am întrebat, nu? E chestia care te-am întrebat. Da. Aseară mă interesase puțin, dar după cum văzusem cu scandalul și toate chestia asta, am zis că, na, nu vreau să mă bag, eu nu pot să mă abțin, știi? Îți dau dislike că nu-mi place fața ta. Mersi, frate, și dislike-ul e apreciat. Aoleu. Am făcut un K de like-uri. Mamă, trebuie să băgăm tură de beatbox, nu? Trebuie să băgăm tură de beatbox. Imediat băgăm și tură de beatbox. Să se spargă pickaxe. Mai am 3 modifiere. Mamă, păi știu ce pun pe asta. Clar știu ce pun pe asta. Îi dăm teleport la mașinării. Și hai pentru un K de like-uri, frate, băgăm așa un... Asta e tradiția, știi, cu water drop-ul. Ăla e le tradițion. Bă, noi ăla care sparge mult cu shift-ul. Nu am ăla care sparge mult cu shift-ul. Și eu aș fi vrut să-l am aici, Vayne Miner-ul, dar
ce să faci, asta este. Punem, ne reparăm ăsta și punem acum numai redstone pe el. Încă un modifier. Cred că mai am ceva redstone pe aici. E gen beatbox, da, este gen beatbox ăsta. Redstone, mai am o bucată de redstone acolo, lol. Și lapis? Oh, ne ajută. Aprecierea mea enormă pentru Minecraft-ul modat a apărut de pe seria de mod. Bă, nu știu, n-am auzit de chestia aia. Chiar n-am auzit, îmi pare rău, boss. Hai să lăsăm ăsta aici, dacă îl pun, oare pot să-l mai sparg după, nu știu, mai bine las aici în crafting table. Ne ducem, verificăm ceva de redstone ca să ne mai punem și noi haste pe ciocan, să minăm mult, mult mai repede. Redstone, avem redstone pe aici? Uite aici încă câteva bucăți de redstone. Și ne întoarcem înapoi la minat. Hai să vedem care e ideea cu chestia asta. Ești tare, boss. Mersi foarte mult tare. Mersi foarte mult tare, lol. Bă, sunt arme? Nu știu dacă sunt arme, n-am căutat. Trebuie să ne facem un coș de gunoi să aruncăm toate blocurile astea care sunt în plus pe aici. Uite, rotten flesh, o să le arunc acolo și o să mă întorc mai târziu și o să le și o să le curăț. Cum minezi cu rodul? Cred că te referi cum luminez cu rodul. Luminez foarte ușor, am optifine-ul și end rodul ăsta îmi dă lumină. Și dacă îl ține în mână, foarte, foarte ușor îmi dă lumină. Easy. Mamă, câte sunt acolo. Uai, cât de repede minăm acum, frate. Cât de repede. Ar trebui să ne facem ăsta. Mai pot să mai bag un modifier pe el. Ia uitați-vă cât de repede minăm acum. Mamă, cât de tare. Poate găsim și noi diamantele alea odată. Te rog. Măcar acum. Când îți faci itemele indestructibile? Băi, momentan nu mai pot să-l fac pe ăsta, pentru că am deja, uite, vedeți acolo, am modifier 1. Deci îmi rămâne un modifier rămas. Ceea ce înseamnă că mai pot să mai pun încă o bucată de redstone pe el. Și de-aia păstrez, că mai bine îl repar decât să fac altul și să-l fac indestructibil. Arată setarea aia de la Optifine. Optifine, video setting și aici dynamic. Uite, vezi, dacă pun pe off, se închide lumina și dacă pun pe fancy sau fast, se pune se face foarte bine și ne luminează. Bagă-ți X-ray. Da, uite cum o să-mi bag X-ray. Stai liniștit. Diamond, hai. Deci, Denis spamează în continuu cu Diamond. El este acolo, el e exact cum trebuie, frate. El invocă Diamondurile acum. Sami, ai trecut de Diamond? Nu, n-am trecut de Diamond, sunt mai mult ca sigur că am trecut. Ce-i chestia aia neagră? Chestia aia neagră este basalt și vreau să iau acum redstone-ul. Ok, bun. Diamond, ce Diamond, frate? Unde ați văzut voi Diamond? Că văd că scrie lumea în chat. N-a fost diamond, ăsta de aici e tin, ăsta e iron, ăsta e silver și nu avem diamond. Hai să luăm și pe aici acum. Ia-le din game mode, da, o să stau acum să le scot din game mode. Nu, frate, care mai e farmecul? Am văzut acolo foarte multă lume că mi-a zis că să scot iteme din game mode, dar nu, că nu mai văd. Farme, mamă, frate, exact când am zis de chestia asta cu diamantul, am găsit diamante. Din nou, mă? Da, acum, a doua oară, că sper să găsesc 10 diamante. Bă, sper să fie 8. Sper să fie 8. Și se pare că sunt 8, exact, te rog, activează-ți fortune-ul. Activează-ți-l maxim.
Nu. Nu. 15 diamante. Slăbuț. Așa spart și ăsta. Hai să ștergem waypoint-ul cu mina mov. Punem unul aici, mina n. Dăm TP la mașinării și ne ducem înapoi, ne reparăm ăla și ne întoarcem. Hai că acum o ducem bine. O ducem bine. Invai toată lumea acolo să văd în chat, frate, cum invocați voi diamantele. Am văzut acolo că toată lumea punea aia cu diamantele. Invocăm acum noi diamantele, nu? Păi nu așa se face. Ai modul Colossal Chest? Nu, n-am modul Colossal Chest, chiar dacă aș fi vrut să-l am. Ok, asta l-am aruncat pe jos. Dă-mă-dă, dă-mă-dă, dă-mă-dă. Mină-nă. Uite, atât voiam, ăsta-i spiritul, frate, ăsta-i spiritul Crăciunului. Mamă, deci abia aștept să fac diamantele astea să vedeți cât de ușor o să mineze cu cuoriul. Ținând cont că avem energie solară care este... care, da, e energie solară, deci produce energie doar pe timp de zi. Și hai să luăm lapisul ăsta. Hai mă, bun, perfect. Lapisul. Fire Intervention, bă, lasă, sper să nu fie Fire Intervention. Uite, avem aici o ravină, o mină ceva mai interesantă. Hai să dăm diamonduri. Diamonduri, te rog. Nu! Mama, am crezut că am luat foc. Atât a fost, atât îmi era. Și cred că dacă minăm tot așa în față, cred că o să dăm de lacul ăla mare de lavă. Ah, nu, bun, hai că suntem foarte aproape și trecem pe lângă el. Diamond in the sky, da, exact. Rihanna, tu ești? Tu ești Rihanna? Ești în creative? Nu, nu sunt în creative. Mamă, de ce am făcut? Tunelul ăsta e un tunel gigantic. Mai bine îl făceam jos la mine acolo. Cred că o să mă duc și o să fac o mină la mine. Ca să nu mai tot mă mut atât. Sami, poți pune un mod ușor și șmecher? Bă, dacă vrei să joci un mod pack, pentru că cred că asta e întrebarea ta, că vrei un mod pack, o serie de moduri, încearcă FTB Vanilla Plus. Ăla e un mod foarte ușor. E și Vanilla, de asta se numește Vanilla Plus, și are și ceva moduri mai ușoare și nu necesită foarte, foarte multe resurse. Cred că o să trebuiască să mergem până în Nether să facem rost de ceva manilium. Hopa, era să-i dăm acum mare intervenție. Mamă, ce fain arată tot ăsta. Nu! Fire! Aoleu. Hai să luăm și goldul. Diamante în spate sus. What? Am trecut de diamante? Hopa, nu vii tu să mă bați. Diamante spate sus. Unde-s diamante spate sus, frate? Aici? Ăsta e aluminium. Ăsta este defectul din Minecraft-ul modat. Că avem foarte multe minereuri și nu știm. Și nu știm care cum arată. Hai să las astea pe aici și să mă duc să-mi fac mina la mine în casă, după ce îmi repar pickaxe-ul ăsta nou. De fapt pickaxe-ul, după ce îmi repar ciocanul. Mai am o singură bucată de manilium și asta ar fi cam ultima. Mai am 7 blocuri de gold, 7 de cupru. De ce zbori? Pentru că am chestia asta. Unde este? Uite, vedeți? Am aripi. Aripile alea care se numesc Angel Ring. Ok, ne reparăm și ciocănelul. Și hai să dăm o tură acum până Nether să facem ceva manilium, să mai avem, să mai avem. Trebuie să luăm erodite și cu, cum se numește chestia albastră, că am uitat. Cobalt. Erodite și cobalt, exact.
Uite ăsta. Și acum o să vedeți și voi cum se face cum se face maniliumul. Cred că e una dintre cele mai puternice combinații din Minecraft-ul modat. Asta cu erudite-ul și cobalt-ul. O să iau, nu știu, hai să luăm, să zicem că luăm 10 bucăți de fiecare. O să joci cu... Nu o să jucăm Minecraft astăzi și am avut acolo un frame micuț. Acolo ăla, dacă îl sparg, o să intru în lavă, o să fie fire. Sami, nu mai ai armură pe cap. Da, știu că nu mai am armură pe cap. Nu prea am nevoie momentan, pentru că armura în Minecraft modat e o chestie așa opțională. Pentru că uitați-vă, noi zburăm, o să ne facem săbii din ce în ce mai tari și ăsta e spiritul, nu? Care e modul cu Torcerino? Torcerino, așa se numește, Torcerino. Ce mod ai de sunt plante în Nether? O să-ți arăt imediat cum se numește modul. Modul se numește... Stai puțin, uite să spargem și cobaltul ăsta. Salut, it's only PVP. Bine ai venit. Uite, ia să vedem cum se numește modul. Nici nu știu sigur. Se numește Natura. Vezi? Nature. Am 10 cu 9. Bun, hai să ne dăm TP la portal și să punem totul la topit. Bun. Acum că am făcut maniliumul, cred că trebuie să ne facem și un coș de gunoi. Sami, un mod ceva mai greu decât FTB Vanilla. Bă, nu știu, poți să încerci Fullcraft, poți să încerci chiar Quantus. Quantus chiar nu are chiar așa multe moduri, uite, ia să vedem. Aici sunt pagine, 207 pagini. Nu sunt chiar așa multe. Țin cont că pe Hermit pe chiar am undeva la 500. Și de aici o să mergem așa în jos și ne facem până la Y, nu știu, hai să mă gândesc, hai să mergem până la Y12. Cum se numește modul? Modul se numește Quantus. Îl ai și în descriere. Mamă, și suntem abia la 50, 48 și ușor, ușor scădem. Uite aici încă o carieră din asta de marmură. Există aici modul cu Infinite Armor și Infinite Sword. Bă, nu există modul avariție aici, chiar dacă aș fi vrut să existe. Dar deja am hostat serverul ăsta și nu mai are rost să facem ceva schimbări. Poate singura schimbare pe care o să o facem, o să adăugăm Vein Miner, pentru că aia ne-ar ajuta. Aia ne-ar ajuta. Bă, Ganicus, mai ești? Da. Bagă-l și tu pe Ron în confă. Să mor dacă știu. A tu call sau? Da, a tu call. Stai, că nu știu. Mor dacă știu cum. Dai pe plusul ăla din dreapta de sus, știi? Care plus din dreapta de sus? Și suntem la 11. Stai puțin că mă uit eu acum. Sau mor dacă știu, nu știu. Gata. L-am băgat eu. Bă, nu știam cum să bag, scuze. Stai, mă, liniștit, nu-i stres. Răspunde. Alo. Ai răspuns. Alo. Păi m-ați sunat. Păi te-am ce sunat. Ce că-ți Ganicus. Mă uit în inima să ne nimeni. Păi da, mă gândeam că o să te bagi, dar nu-i stres. Nu știu, bă, nu știam cum. Ba, de să-ți fie rușine. Ai, ți-am scris în privatate. Ce? Nu. Uită-te. Citește cu voce tare. Există modul Mystical Agriculture? Mystical, place, nu. Îmi apare notificare pe tel. Dau pe Sami
Și nu știam în primul minut dacă vorbesc cu tine sau cu băiatul ăla, patron. Ce? Vai, bă, vai, bă, Roni. Pe bună, deci m-am uitat la live când am văzut notificarea pe telefon și un minut mi-a dat seama dacă vorbești cu Ganicu sau cu patron. Pe bune? Deci nu știi dacă vorbești cu Ganicu sau... Pe bune, asta și m-am concentrat. Zic, bă, seamănă cu Adi, dar e Adi, nu? Mamă, băi, eu sunt aici într-o căutare din asta de diamond și nu găsesc diamond aproape deloc. Deci am găsit până acum 15 bucăți și minez de aproape jumătate de oră. Serios? Mhm. Și gen, nu minez 2x2, adică 1x2 tunel din ăla, minez 3x3, știi? Mineshaft în spate, da, am văzut, dar... Și nu găsești diamante, Sami. Nu, și sunt și la nivelul 11. Diamante de unde ai luat redstone-ul? Pe bune? Chiar așa, noob, sunt? Am trecut de diamante? Bă, astea nu-s diamante, mă, astea nu-s diamante. Ăsta este silver. Uitați acolo, dreapta jos, scrie foarte, foarte clar. Silver, or. Ăsta e mineshaft sau ce chestia asta aici? What? Da, e mineshaft. Da, nu ne prea ajută. În mineshaft erau diamante, nu. Tu ce shader recomanzi? Nu recomand niciun shader. De ce să te joci cu shader? Adică mi se pare ciudat. A mai fost eu pe aici? Sau cine a fost aici? Geo a fost? Șobolanul Georgica? Încă 300 de like-uri, fraților, și facem 1500 de like-uri. Mamă, fraților, suntem 1400 de persoane pe live, fraților. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți alături de Armata Zâmbăreților. Cred că e prima oară când ai stat pe un live Armata Zâmbăreților, nu? Bă, Roni, tu ce încerci să faci acolo sus? Că am văzut că ai intrat și tu pe server. După aia mi-a zis cineva că, ci că vezi că ți-a scris Roni pe Minecraft acum 10 minute. Și după aia văzusem. Ce încerci să faci acolo? Nu fac nimic deosebit. Mă plimb, mă uit la iteme, adon cu leglem din... A, deci chestii basic, nu faci... Munca de jos, știi? Munca de jos. Da. Cu ce zbori? Păi este un item numit Angel Ring. Ce hack-uri. Hack-uri, exact, uite, hack-uri. Vezi, aripile astea sunt hack-uri, știi? FTB Vanilla are Vein Miner. Bă, poți să-ți adaugi tu orice mod vrei. În Minecraft-ul modat totul e cam... flexibil și maleabil, poți să faci orice vrei. Hai să începem să construim deja cuoriul. Să începem să mai construim așa din el. 5 bucăți. Mamă, mai am nevoie de 3 diamonduri? De 3 diamonduri? Pe bune? Nu, n-aveam nevoie de 36. Nu știu, am făcut ceva greșit. Ai făcut eu în calcul ceva greșit. Și știi ce se pare, Băroni? Că eu am atâtea chestii, dar nu am lemne. Pam, pam, pam. Bravo, eu am lemne. De unde am agent? A, știu de unde am chestiile alea. Hai să mergem. Ia să fac acum, tai lemne. Merg acum, îmi repar și eu toate uneltele. Facem așa. Ia să vedem. Nu voiam să fac aia. Punem așa. Ia să vedem. Bun. Ciocanelul l-am reparat. Cred că ne mai trebuie cobalt și... pentru cobalt nu o să merg chiar acum. Aveai ciocanelul stricat. Mhm. Așa. Bun, am pus acum haste level maxim pe el. Și hai să... craftăm acum cât de mult putem... nu, stai, am nevoie de lemn. Am nevoie de lemn. Puteai să sparg copacul ăsta. Deci, eu în momentul ăsta nici măcar un topor nu am. Cum bagi temele așa repede în chest? Și shift apăsat și și după aia cu clicul treci peste. Parcă vezi că Roni taie pădurea de lângă casa ta. Nu că i-am spus pe care n-are voie să o taie. Pădurea asta nu-i voie să o taie. Bă, am găsit un beehive. Un beehive? Da, ies bees și mă mușcă. Da.
Dă-i cu pumnul în el. Nu, că le-am cumpărat cu... Hai să facem un query acum. Deci, hai să vedem. Endstone, Stoneburned. Endstone-ul l-am lăsat, l-am în inventar. Și Endrod, ceea ce este exact acolo. Poc. Hai, mă. Și 5. Bun. Cam atât avem. Hai să vedem acum să ne gândim o locație unde am putea să punem noi quarry-ul. Știu că am lăsat aici în crafting table-ul ăsta inima quarry-ului. Îl luăm. Și hai să vedem unde am putea să-l punem. Bă, uite, am putea să-l punem aici, că arată, nu știu, arată frumos partea asta. Dar nu prea merge. Uite și pe Patty, salut Patty. Ai biome plenty? Nu, n-am biome plenty. Hai să-l punem undeva aproape de casă. Îl punem undeva aproape de casă, ca să nu trească să ne plimbăm foarte mult. Uite, cred că o să-l pun chiar aici sub sub panoul solar ăsta. Pune curiu în casa lui Geo. Hai, Lex, am zis deja, cred că de 3 ori FTB Vanilla Plus. Am zis deja de 10 ori, dacă nu mă înșel. Bun. Și hai să punem. Punem 1, 2, 3. Și mai avem nevoie doar de 3 diamante. Hai să ne întoarcem cu diamantele noastre, ne întoarcem la treabă și sper să găsim, chiar sper să găsim mai repede. Pune TNT sub casa lui Geo. Bă, nu suntem chiar așa răi, adică pe bune. Am înțeles că Geo are o casă urâtă, dar nu trebuie să ne răzbunăm pe el. Ce mod pe mai recomandat pentru un laptop slab? Băi, nici nu știu dacă sunt mod pe curpe, mai așa, mai slăbuțe. Bă, numai fete, moderator. Păi dacă fetele se active pe canal, ce vrei să facem, frate? Mai bine puneai curiul în partea cealaltă. Bă, nu cred că e nicio problemă unde l-am pus acum. Mamă, și ne-am umplut acum inventarul instant. Era să arunc chestia asta pe jos și... Hopa! Noi bine, trebuie să o minăm puțin mai așa, mai într-o parte, ca să nu mai dăm în băltoaca aia de lavă. Ce zici, Patty? Fă Waystone. Nu cred că există Waystone. Nu, vezi? Nu există Waystone. Cu siguranță l-aș făcut dacă exista Waystone. Și ținând cont că putem să ne și teleportăm, e foarte, foarte rapid. Și mult, mult mai practic decât Waystone-ul. Mamă, bă, mai am nevoie de 3 diamante și... What? What? Voi vedeți ce s-a întâmplat? Bă, s-a spawnat un câine lângă mine. S-a spawnat un câine lângă mine? Nu te cred. Cine își mai aduce aminte de câinele ăsta? Deci cei care s-au uitat la primul episod... Bă, Roni, hai să-ți povestesc ce s-a întâmplat. Ai plecat și l-ai lăsat în urmă și deci, a rămas undeva și acum a venit înapoi. Am plecat, exact, am plecat în primul episod să căutăm un loc de casă. Și exact acum s-a spawnat lângă mine, gen... What? What? L-ai lăsat în urmă. Entitatea 33, da. Diamante în spate, bă, nu mă mai las cu diamantele astea, nu sunt diamante, ăsta e la silver, nu vedeți acolo. Mamă, și uite că avem cățel, frate, acum. Câinele o să ne ajute să găsim diamante, clar o să ne ajute să găsim diamante, frate. Uite, astea de acum o să vă zic, astea nu sunt diamante. Acesta este blocul de tin. Mamă, frate. Băi, fraților, dacă vă place stream-ul și dacă vă place Minecraft-ul moldat, nu ezitați, fraților, să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe, pentru că eu asta postez, Minecraft moldat, ăsta este main-ul meu, frate.
L-a ridicat Roni, s-a teleportat. Ai ridicat tu câinele, mă? Nu, mă. N-a ridicat nimic. Să aici, tai lemne, mi-aduc resurse și vin, știi. Ai de mine. Mamă, nu știu, mi se pare foarte ciudat. L-am găsit pe Patrocle. Nu, de fapt, hai să ne gândim ce nume putem să-i dăm, frate. Ce nume putem să-i dăm noi unui cățel care, care s-a întors acasă după... aproape o săptămână de când am început seria. Aia s-a întâmplat, Sami. Cățel și dăm așa, stăm remove la mină, remove la mină, remove la acasă și dăm teleport. Cred că o să-i dăm numele Diamant. Diamant. Adică gândiți-vă și voi, cățelul Diamant, ăsta ne ajută să căutăm diamante. Ciocardel, îi dăm nume, cum să-i dai nume Ciocardel, frate? Păi îți bagi joc de câine sau... sau ai câine de companie? Îi dai numele Geo? Oare, bă, Rony, aș fi nașpa dacă i-aș da numele Geo? Nu știu ce să zic, eu... Bunica mea avea prost obicei să numească animalele de casă în funcție de vecinii pe care vrea să-i tachineze. Nu te cred, deci pe bine, da. Nu te cred. Deci așa mi-am, s-a întâmplat copilăria mea când eram în vacanțe, aveam două găini și erau denumite ca doi vecini de la două case distanță. Ai de mine și că... Și l-am dat de gol într-o zi. Deci mă gândesc să... Cum strigi? Erau venit trei în vizită, știi? Erau două găini și la un moment dat, eu când eram mic și prost, nu știu, aveam 4 ani, și era unul Ion, nu știu cum îl chema, Ion nu știu cum, și zic, arată așa cu dreptul către o găină, era o găină din aia sfrijită, că de-aia avea un nume, că erau deosebite, erau mărâte, erau bolnave. Da, îți dădeai seama care sunt alea. Da, și am arătat cu dreptul și zic, ăla ești tu! I-am zis, pe cum adică, pe îl cheamă așa și pe găina o cheamă așa și s-a prins să râdă. Pe bune, ai de mine. Era năstrăvan, bun. Ai fost rău că ai turnat-o pe bunică ta. Bunicul era ca protestul, nu bunic. Aha. Da. Mamă, dar ce m-am speriat când am văzut câinele la frate, cum a venit acolo. Mamă, frate, ăsta e un semn. Trebuie să-i dăm numele... Semn. Semn, exact, așa îi dăm numele, semn. Semn divin, pune-i numai așa, semn divin. Semn divin, aoleu. Bă, dar de ce nu mă teleportez eu direct la cățel? Hai bă, hai bă cu diamantele alea odată, te rog eu frumos. Vreau să dau odată drumul la coriul ăla, mă. Să pot să stau și-o liniștit și, nu știu, să stau liniștit și să mă uit cum minează cineva pentru mine și nu mai fac eu asta, pentru că cred că minăm de o oră. Avem o oră pe live de când minăm? Eu cred că avem. Ce minimap pot să folosesc pentru 1.12 cu tot cu Optifine? Păi exact minimapul pe care l-am și-o chiar acum, care se numește exact Journey's Map. Journey's Minimap. Ăsta e cel mai bun minimap din tot Minecraft-ul, nu știu dacă există altul mai bun. Bine, mai sunt concurențele cu Raze Minimap și cu alea, dar ăsta nici nu consumă mult, nici nu-i... Nu vreau să iau foc? N-am luat foc și hai să continuăm acum cu bucata noastră. 49 de minute de când minezi. Ai de mine. Deci în 49 de minute doar atâtea diamante am găsit. Ai steaua ta. Încă 200 de like-uri, fraților, și facem 1500 de like-uri și 1400 de persoane. Fraților, sunteți cei mai șmecheri. Cei mai țavă. Era să pun chestia aia pe jos, Gigel. Minează la Y7. Bă, hai să o luăm, dacă tu zici, o luăm și până la Y7. Uite, hai să o luăm la Y10. La 9 să rămânem, așa. Nici cum vrei tu, nici cum vreau eu. Simt că o să fie aproape diamantele. Am impresia asta că o să fie foarte aproape diamantele. Mamă! De ce? De ce? Am presimțire bună.
sau nu? E? Deci am zis că am presimțirea că îți dai unde foarte aproape și ia uite-te și tu. Diamante. Mamă, bă, în sfârșit. Ok, ne dăm teleport la mașinării. Uite-l aici pe și pe diamant, pe diamantel. Aoleu, ce nume dau și eu animalilor. X-ray, are X-ray, știam, m-ați prins. Ok, și trebuie să facem ultima bucată. Și o facem așa. Și cățelul ăla e mirat, frate, și cățelul e mirat. Hai să punem diamondurile în chestul ăsta. Diamante X-ray, 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 știu, am X-ray, ați văzut? Ați văzut că am X-ray. Poți să le culegi, bă, oricum o să avem nevoie de foarte mult. What the fuck? Ce? A apărut un câine. Da, eu eram acolo. Bine, nu eu eram, câinele, știi? Bine, câine. Hai să punem acum un chest de diamond. Trebuie să golesc un chest de diamond și trebuie să fac un filtru. Hai să vedem. Deci din modul extra utilities filtr. Uite, filtrul ăsta trebuie să-l fac. Ăsta, super. Facem un filtru. Uite-l. Super. Bă, ne descurcăm foarte, foarte bine live-ul ăsta. Deci live-ul ăsta ne-a descurcat excepțional, fraților. Excepțional. Imposibil de bine. Deci avem filtru. Trebuie să mai facem ceva fire, dacă nu mă înșel. Ia să vedem unde e conduit binder-ul și cu energetic alloy-ul. Exact aici. Mai facem câteva firișoare. 24. Bă, o să o ducem foarte bine. Așa, să unim acolo tot. Filtrul, ia să vedem, cu shift parcă mergea ăsta, nu? Da, punem să nu ne ia ăsta. Ăsta e blacklist, nu vreau să le ia. Și ne ducem acum sus. Eu am X-ray. Bă, scoate-l până nu te omor. Punem ăla. Îl legăm frumos. Uite, facem așa. Poc, poc, poc. De fapt, nu-mi place cum l-am legat. Vreau să leg pe aici, prin spate. Și ne ducem și golim un chest acum de diamant și să vedeți după aia cum începe, ce șpan îi dă. Deci ce șpan o să-i dea. Care chest să-l golim? De fapt, întrebarea e pe care chest să-l golim? Facem așa. Să nu cumva să pun iar angel ring-ul. Ceva iron, nu am și-o pe aici, iron gold, ceva. A, uite gold aici. Hai să ne facem un topor. Nici nu știu dacă, bă, de câte ori folosești tu toporul de, adică uneltele din gold. Nici nu știu dacă le folosește cineva. Da, uite că noi le folosim la nevoie. Îi dăm așa. Și ne ducem înapoi. Ia să vedem ce voiam să fac. Voiam să fac filtru. Voiam să fac chest. Da, voiam să fac chesturi ca să mut, să mut toate itemele într-un chest din asta așa mai, mai frumos. De fapt, nu e mai frumos, e mai spațios. De fapt, stai, de fapt e mai înghesuit. Mutăm așa tot. Așa. Hopa, nu mâncarea. De ce s-a blocat live-ul? Băi, cel mai posibil e de la tine. Adică tu ești singura persoană care te plângi că s-a blocat. Și mai am nedărecurile astea. Și mergem și îi dăm bătaie. Vede cum latră acolo diamantul și se lasă și seara acum. Punem ăsta aici. Ia uite-l. Deja a început. Deja a început. Citezi în privat că n-ai un moment. Da, o să ultimele rânduri. Prima parte o citești după aia.
Mamă, bă, destul de greu cu core-ul ăsta. Destul de greu, pentru că trebuie să-l upgradăm. Trebuie să upgradăm solar cell-ul. Solar panel-ul nu produce destul energie cât să-l mențină. Nu produce destul energie cât să mențină. Ai folosit game mode. Ce game mode am folosit, frate? Bă, s-a blocat live-ul sau mi s-a părut mie? Nu știu ce se întâmplase, dar acum totul este în regulă. Și acum pur și simplu totul este easy. Stăm aici normal și ne minează totul. Deci pur și simplu stau. Stau normal, frate. Și ne minează galenaur. N-am nevoie de galenaur în primul rând. Punem asta așa. Îl punem înapoi. Și cred că ne-a luat ceva cobblestone acum. Da. Ne-a luat cobblestone. Nu s-a blocat. Ba da, mie mi se blocase. Mi se blocase din cauza laptopului. Și asta e puțin nașpa. Bă, să zicem că limestone... nu o să ne trebuiască. Căul o să ne trebuiască. Basalt iar poate ne trebuie. Hardstone. De fapt hardened stone. Ok. Le punem înapoi. Ok. Bun, cam astea-s toate. Cam asta e despre ce vorbeam. Fă un chest uriaș. Nu putem să facem un chest uriaș. Chiar dacă ar fi vrut să fac un chest uriaș, pentru că nu avem modul. Ok, și mai avem aici ceva roduri. Și azi ne ocupăm acum de chestia asta. Pentru că știți din video de astăzi, pe care l-am postat, avem ceva probleme cu sistemul ăsta din Applied Energetics. Da, avem ceva probleme cu chestia asta, dar aș putea să-mi fac solar panel de tier 2, dar am nevoie de blocuri de diamond. Vedeți, am nevoie de blocuri de diamond. Bună, Samuel, salut, Cătă, ce zici, dragule, ce învârți? Am nevoie de foarte multe diamonduri și faza cea mai nașpa e că am putea să facem, uite, am putea să facem și un void ore miner. Ce zici, ne băgăm în chestia asta? Am putea să ne băgăm în chestia asta. În ce area suntem noi? În ultima. A, deci sunt deschise toate arele. Da, toate arele sunt deschise. Toate recipe-urile sunt... sunt făcute. Bă, m-aș duce până în end. Pentru că vreau să fac o din asta. Vreau să-mi fac o armură cu elitra. Mi-am adus aminte tot o elitra. Că... Mulțumesc pentru raid. M-ai ajutat foarte mult. Dar nu ți-am dat niciun raid, boss. Nu știu dacă confunzi persoana. Ami? Da. M-auzi? Ami? Da. Da. Da, nu știu ce se întâmplase. Georgica, ce faci? Hai să facem rost de astea și mergem să căutăm o elitra. De fapt, nici nu știu de ce bat Enderman pentru enderpearl-uri. Chiar am dat o bară cu chestia asta. Geostyle, uite, a intrat și Geostyle, da. Normal, trebuie să vină și Geostyle, nubu. Hai să luăm în partea asta, pentru că în partea asta nu am fost și am putea să o dăm foarte, foarte bine. Și să vedem. În partea asta am găsit aici un Ender City, dar n-a avut elitra. N-am avut elitra. Roni, bagă-l tu pe John, confă. Și acum suntem la explora, fraților, după un Ender City. Sper să găsim și noi o elitra. Dacă nu, asta este. Dacă nu... Oare zice hello? Fii atent. Da, o să zică hello. Așa o să zică. Hello.
Așa o să zic, că de deja... Hello! Cât suspans! Cât suspans și știam că așa o să fie. Am pariat pe live, vreau să zic hello. Am pariat că să zic pe live. E, da, exact, am făcut exact cum o să zici. Exact, hello! Exact așa, știi? Bă, nu știu, puteți să vă uitați... Și ai intrat și ai stat o secundă jumate, n-ai zis nimic. Bă, hai, până mă conectează. Vreau să vă uitați puțin pe live, să ziceți dacă mi se blochează. Pentru că tot zice cineva că se blochează live-ul. Eu mă uitam pe telefon și nu se blochează. Ah, ok. Bun. Hello. Hello, vezi? Ce faci, bă, Geo? Ia să-i dau puțin în spate să aud pariu. Dă-i, să vezi. Uite, unele persoane îmi spun că se blochează. Uite, Maribu acolo, bă, Maribu. Ce rău ești, bă, ce ai cu Snoopy? Ok, am înțeles că Snoopy are 13 ani, dar nu trebuie să te iei așa tare de el. Se blochează. Bă, se blochează la 4K. L-am văzut pe live. Deci se blochează sau nu? Nu se blochează. Din când în când se blochează, nu se blochează nimic. Bun, ok, deci se blochează. Hai, bă, vreau și un din ăla, un End City, frate, să iau și o elitră. Hai că intru acum stajul la ce ai nevoie. Hai, intră să mă ajungi, Joe, că tu ești bun. Yes. Sirop, da, sirop, cum să nu. O să zbira când după sirop. Ce cu calitatea asta, să am 720 pe 60 FPS, unde e 1080? 1080 este acasă. Nu am, n-am procesor de de foarte, nu, n-am internet, pardon, n-am internet de 1080. Da, nu am internet, stau în Timișoara, frate, și am de la cel mai prost provider. Nu dăm nume, cum să nu dăm nume, frate. Nu vă luați, frate, niciodată de la shit-ul ăla. De la Suca. De la Suca, Suca Internet Nuggets. Cum se numea, mod pe cura Vanilla, se numea FTB Vanilla Plus. Uite, exact așa, FTB Vanilla Plus. Așa scrieți pe pe Twitch Launcher. Samuel. Am o idee acum. Am o idee. What? The fuck? Tu ai scris în chat numele modului să-l vadă oamenii pe live? Da, da, oricum se vede. Se după cap. Da, știu. What? Am găsit un meteorit. Meteorit sau asteroid? Asterometeorit. Mamă, cât arată de fain și e plin de Draconium Evolution. Băi, fraților, ne-am îmbogățit. Deci ne-am îmbogățit cu chestia asta. Hermit Eu pe Gnostalgy. Eu suntem de acord cu tine. Nu se vede de capul tău. Păi fii atent, uite, facem așa. Deci așa se scrie și uite, acum o să vedeți. Vezi, FTB Vanilla. Și acolo mi-a spus, mi se dă așa la o parte. Exact asta am făcut, m-am dat la o parte. Mamă, disciplin. Ăsta aici trebuie să salvez locul ăsta. Uite, îi dăm așa, dăm new. Meteorit. Meteorit? Și acum pui clip pe YouTube, a găsit un meteorit și un meteorit de la din realitate, pui o poză. Bă, știi care-i faza? Faza e următoarea. Cam apăsat pe un buton și mi s-a activat o chestie. Stai că trebuie să ies din ea și acum pot să intru înapoi pe... Bun, gata. Bat FPS-ul de la water cooling și... Bun, perfect. Mamă, ce smooth se mișcă acum. Bun, gata, am rezolvat și chestia aia. Bun, hai să mergem în continuare. Ne-a rămas aici? Nu ne-a rămas. Lol, nu s-a salvat waypoint-ul. Horid. Era să scriu asteroid. S-a văzut IP-ul, ce contează? Bun. Bravo, nemernicul, acum a intrat lumea peste noi. Intrați toți! Și acum vă spawn cu IP-ul pe geaca. Dar nu, că oricum e whitelist. Sigur? Da. Da. S-a văzut IP-ul, man, nu contează. Încă 80 de like-uri și facem 1500 de like-uri.
Mamă. Mamă. OMG. OMG. Am pierdut ceva. Nu, frate, doar o răjul. Oh! Ai pierdut trenul. Ai pierdut doar o oră jumate. Mamă, și-am găsit NCT. Mamă, uite, uite și capul ăsta super șmecher de dragon. Hai, mă, sparge-l. Hello. Ia uite-l, acum. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Uite cum mănâncă. G-g. I-z. G-g, I-z, atât voiam să văd. Ia să vedem ce avem aici. Avem instant health, nu ne preinteresează, doar să luăm achievement-urile. Uite-l și pe fraierul ăsta cum stă aici și apără el, Elytra. Sami, ai mâncare? Da, am 16 cartofi. Unde ai ferma de cartofi? Lângă casă. Toată lumea spunează acum cu IP server, serverul lui Sami, IP serverul lui Quantus. Sigur o să intrați, puteți să intrați, frate, toți dacă vreți. E server public, nu e mai. Bă, deci eu înainte să pornesc live-ul, nu puteam. Nu puteam să pornesc live-ul, îmi zicea că stream key-ul nu e bun. Ce crezi, e problemă de la YouTube acum. Și am dat refresh de dusem și am întârziat live-ul cu 5 minute și mi-a părut rău, pe bune, mi-a părut rău că n-am fost... Bine, nu că ar fi fost din vina mea, știi? Schimbă platforma. Golden Shovel, uite acum avem și lopățică și saddle avem. O să iau ăsta, biome-ul. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Bronze Sword, nimic interesant. A intrat cineva pe server, a intrat Geo și am crezut că intrase o persoană, știi? Și gen m-am sperat puțin. Deci Geo nu-i persoană, sau stai așa. Păi nu, am crezut că a intrat o altă persoană străină, știi? Bună, alea Roni? Păi nu așa o zis. Deci ăla e singur loc unde găsim chesturi, nu? Mai găsim altundeva chesturi? Ia să vedem, aici găsim? What? 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 De ce am găsit toate? Enter. What? Ce-i chestia asta? Ce? Bă, Joe, ce faci? I-am dat un aeronic și stăteam, zburam deasupra lui. Bă, oh, i-a dat kick. Și el se uita în jur că nu știa cine a dat în el. Deci că era am găsit niște chestii foarte șmechere. Am găsit niște chestii foarte, foarte tari. Un Ender Staff. Ăsta trebuie nu să le iau cu Silk Touch, cred. Bă, dar nu mai jucați cu creative. Ce tot? Vedeți să nu scoateți iteme din alea care să laguie tare, că sunt niște iteme care rup. Lorie, lasă-mă în pace. Deci, Ender Pearl, shift right click to toggle automatic absorb. Ok, și eu dacă acum sparg ceva Ender Pearl-uri, ar trebui să le absorbă. Okay. Să ai poți lua float în orice moment că ți-ai arătat IP-ul. Ăla nu e IP-ul meu, frate, în primul rând. Deci ăla în primul rând nu este IP-ul meu. Și în al doilea rând, baftă. Suca. Și ce se întâmplă? Ăsta e ca un fel de holder. Cast long gaze, not orb, warped or blind. Bă, cât de tare e chestia asta. Și cât de bine arată. Oh, stai că n-am, nu știu de ce am plecat din Ender City-ul ăla. De ce RDG-ul așa zic că tucește? Nu știu. Pentru că e noob. Pentru că suca. Mamă, cum aleargă toate alea pe acolo. Ia să vedem pe aici ceva chesturi mai avem. Cum se numește chestia de reparat hammer-ul? Manilium. Am pus eu mult acolo în Tinkers. Cum se numește modul Quantus? Suca. Cred că aici n-am fost. Mamă, astea sunt bune, void cu ăla așa. Mamă, ce? În ce ai zis că ai pus? În pus? Topitorie, în ce să pun Geo? Și cum îmi fac darea? Apăs alea ce? Cum îmi fac de la să repar? Cum poți să-ți faci Geo? Ce întrebare e asta?
cum se numește ăla, știi, Aimbrotul ăla sau cum se numește? Manilium, Geo. Păi și cum fac rozeo de aia? Geo, faci mișto? Nu. Manilium nu e făcut din... Geo, Manilium e deja făcut în topitorie. A, doar da. Tu trebuie să te duci să-l scoți. Da, mă știam. Geo, de ce ești pleb? Bă, deci cred că e prima zi în care nu mor de cald. Deci e prima zi în care nu mor de cald. Da, azi din ce cauză mori? Mor că ești un noob. Ok. Mă aștept la răspuns ăsta. Mamă, frate, toată lumea, deci că pot să intru cu Minecraft-ul vanilla. Bă, dacă poți să intri cu Minecraft-ul vanilla, n-am decât să zic baftă. Ok, 6 diamante. 6 diamante. Ce putem face noi cu 6 diamante? Ce am zis că facem un topor. Ce, Geo? Urâtule. Unde ești? Paci. Lasă-mă în pace. Ce? Tu ești ăla cu capul de dragon. Da. De ce? Ia să vedem ce ți-a minat până acum, să dăm ciordale. Nu ciordales. Nu e bună de nimic mașinăria asta. Nu e bună de nimic? Parcă văd că mă duc acolo, îmi ciordește toată mașinăria, mă scoate din pământ. Vrei să vezi să faci și o mașinărie ca asta? Dacă nu ți dai din game mode, da. Da. Stai să văd de ce am nevoie. Ai nevoie de un Nether Star, Geo. Și de diamante. Ai bătut Wither? Da. Când? La începutul live-ului. Pe bune? Mhm. Lens of Miner, ce-i chestia asta? Chestia asta mi se pare interesantă și în același timp super tare. Sami, ai făcut cori? Da, uite, vezi, am făcut cori aici. Da, o ducem prost cu energia. O ducem extrem de prost cu energia. Easy de făcut, solar cell. Nu, ăsta e doar ca să-mi dea, doar să-mi dea, din asta cum se numește, doar energie, știi? Asta e energia mea din casă. A, deci n-am nevoie de solar cell pentru... Păi și tu cu atunci cum vrei să faci energie, Geo? Ah, deci am nevoie de solar cell. Ok, ăsta cum se numește, modifier core. Ia să vedem ce armuri avem pe aici. Ce armuri am putea să... What? Putem să ne facem space suit chest piece? Deci putem să ne facem iteme de... de astronaut. La solar panel control, nu știu care e solar panel. Mamă, vreau să o facem din Industrial Craft, Nano Suite-ul. Ăsta e super tare. Wyvern. Bă, păi easy, ce ai făcut mă tu aici? Da, easy? Cum se numește blocul ăsta, că nu are nume? Care bloc, Joe? Care? Ăsta. Ăsta? Se numește Capacitor Bank. Cred că porți merge pe lună. Bă, cred că o să da, putem să mergem pe lună, clar. Hai. Că avem rocketry, rocket launcher și prostiile alea. Rocket. N-avem. Ba da, avem. Advanced rocketry. Care e, că n-o văd. Scrii cu arond în față, Geo. Cum? Cu arond în față. Deci fiți atenți. Mă întreabă cineva de ce, pentru ce e bună elitra. Fii atent. Deci hai să-ți arăt eu, îmi dau elitra jos, pun chestul, n-am chest foarte bun, de asta încerc să fac acum o armură, cred că o să-mi fac armură din Dark Boots și toate chestiile astea. Fiți atenți, deci îmi iau zborul cu Angel Ring-ul, după aia dau armura jos, pun elitra și gen, când îmi dau drumul, uite, cât, zburăm mult mai repede decât cu Angel Ring-ul. Mult mai repede. Am nevoie de pickers, de diamond, holy shit. Da, eu mai am 3 diamante. Deci am nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pickers de diamond sau 6? De 6 pickers. Bă, fii atent, Ronnie, am să-ți dau o sabie. Stai că vin acum înapoi acasă. Mă-ți fac roze diamante ca să am. Mai ești pe server, Ronnie? Nu. Geo, noi noob, el doar nu înțelege Minecraft modat. De fapt, el nu înțelege viața. Bă, ce pot să zic? Unde ești? La tine? Pe platformă acolo? Lângă. Stai să te văd pe minimap. Îl găsim și noi pe Ronica să-i dăm o sabie din aia șmecheră? Păstă cap? Nu te găsesc. Ești aproape de casă sau?
Cred că te-am văzut. Am shift-ul, am shift-ul. Ah, te-am văzut. Sami, ce-i faci dacă ar veni un creeper din greșeală și ți-ar fi buit? Bă, nu știu pe care să-ți dau, ți-aș dau pe asta cu... Uite, hai că-ți dau pe asta mai șmecheră. Ia uite-te acolo ce bonusuri are. Stai să vedi, să-l testezi. Cu paper și gunpowder, bă, nu dai așa în modul ăsta, în modul ăsta, uite, așa o testezi. Tu hammer-ul ăsta... N-am vrut să te omor, n-am știut. Sami. Aoleu. Kid. Nu știu că-ți dau două hituri. Hai cât ești de noob, mă. Eu cum, fac, cum fac să mineze mai repede ăsta? Cine? Hammer-ul. Îi puneam lapis, parcă? Nu, redstone. A, redstone, da. Mamă, acum scrie 33%, nice. Ok, stai puțin, rect, da, mi-a dat rect. Bun. Unde mi-s lucrurile? Păi dai waypoint. Ai luat-o? Waypoint. Nu, nu le-am luat, tot le-ai acolo. Ai lag, nu, aia a fost la început de când... Când intru pe mod. Și uite aici cum se vede, zici că sunt în spațiu, dar nu se încarcă chunk-urile. Bă, vreau să spațiu. Nu e niciun item aici asemenea, luat-o? Roni, faci mișto pe bune, nu le vezi? Nu, hai aici, hai aici, arată mai itemele. Uite-le în ăsta tău, în gravestone, îl spargi. Dar nu vreau să-l sparg, arată fain. Păi atunci rip iteme. Sami, de ce este delay așa mic pe live? Pentru că facem cu YouTube Gaming și cred că este vreo... Cred că sunt 5 secunde de delay? Nu știu. Nu e chiar așa mult. Efficiency, ok. Ce voiam să fac? Bă, Geo, ce voiam să fac? Am uitat că m-ai luat tu cu asta, după aia am dus la Geo, m-am dus la Roni și l-am omorât. Așa că e vina că l-ai omorât pe Roni. Cred că știu ce o să fac. Asta o să vreau să fac altă dată pentru că... Cam gata pentru acum. Vreau să fac, știți că am intrat în modul ăsta în Applied Energetics și vreau să fac terminalul. Terminal. Asta, cred că o să o facem mâine. Nice. Faci live cu OBS? Da, facem live cu OBS. Fraților, cam ăsta a fost live-ul. A fost mult mai mult decât data trecută. Da, fraților, mâine o să ținem și mai mult. Mâine tot la ora 5. Și... Ne auzim mâine, fraților. Eu am fost Sami și v-am pupat. Pua! Uite acum și închidem live-ul și îi dăm așa un... Fraților, ne vedem mâine.